Jandarmii montani au fost solicitați în acest weekend de două grupuri de turiști. Doi tineri din municipiul București se aflau cu autoturismul în deplasare spre un loc de cazare din zona Peștera. În zona Blana, autoturismul a derapat din cauza stratului de gheață format pe drumul principal. În urma acțiunii jandarmilor montani, turiștii au fost sprijiniți să deblocheze autovehiculul și conduși în siguranță, în prezent fiind în afara oricărui pericol. Prin aceeași situație au trecut și trei persoane din județul Călăraș. Doi adulți și un copil au avut nevoie de ajutor din partea jandarmilor, întrucât autovehiculul cu care se deplasau a suferit o defecțiune tehnică. De asemenea, turiștilor care întâmpină dificultăți în zona masivului montan Bucegi le este recomandat să apeleze cu încredere numărul unic de urgență 112 pentru a solicita sprijinul imediat al jandarmilor montani.